Coloniu Urmă. Fracțiunea PPM în Consiliul Municipal a prezentat un proiect de decizie care nici până astăzi nu este avizat de structurile primăriei. Și se invocă orice argumente, numai nu juridice, doar pentru a nu-și pune viză pe proiectul de decizie. Un alt proiect de decizie care a fost cu votul electronic o lună în urmă aprobat de Consiliul Municipal a fost rupt de secretarul Consiliului și până astăzi nu a intrat în vigoare. Deci diferența când vorbiți dumneavoastră, citiți legile 370, acolo nu scrie că secretarul Consiliului poate sau nu poate semna deciziile Consiliului, le poate sau nu le poate rupe, poate sau nu le poate viza și pune viza, dar în practică asta se întâmplă. Și atunci când toată structura primăriei lucrează pentru un singur partid și toate deciziile luate de structura primăriei sunt legale, restul consilierilor județul fracțiunilor se consideră că orice decizie care se ia este ilegală. Atunci eu nu știu ce poate face legea 370 în cazul respectiv. În cazul în care propune, diferența care propuneți noastră, noi vrem ca pretorii să fie organ funcțional a primarului și să livreze servicii calitative în sectoare, dar noastră propuneți pretorul să fie organ persoană politică a primarului, numit și eliberat de primar. Atunci care este rolul acestui pretor în sectorul administrat de el, dacă el nu este, nu trebuie să fie mai aproape de cetățeni și să ofere servicii calitative descentralizate. Dar este o persoană, un instrument în mâinile primarului care poate să-l elibereze și poate să-l numească. Deci, vedeți diferența de abordare. Noi propunem, numiți și eliberat de primar.